La aniversarea 72 de ani de la înființare, Clubul Steaua a fost sărbătorit de sute de copii care au venit de la școlile din cartier pe terenul de rugby din complexul Ghencea pentru întâlnirea cu marii campioni, dar și pentru a descoperi o parte dintre secretele sporturilor prezentate. Fotbal, tir, judo, lupte, tenis de masă, scrimă, rugby, gimnastică sau handbal au fost atelierele care le-au stârnit curiozitatea și au pus la încercare pe copii. Sunt foarte mulți copii talentați și dornici, doar că trebuie să-i îndrumăm în arta sportului, nimic special. Am văzut că fetele parcă sunt mai dornice să pună mânușile în mâini. Da, da, păi fetele au fost și sunt și vor fi mult mai rele decât băieții, cu mult mai multă răutate, mai multă îndemânare. S-au descurcat destul de bine. Pentru prima lecție, eu nu mi-aduc aminte cum a fost prima mea lecție. Am fost bucuroasă să văd ce lipici a avut scrima pentru copii. Ce i-am învățat? Le-am pus armele în mână și i-am lăsat să se bată cât de cât. Nu pot să-i înveți acum mare lucru, poate doar o poziție de gardă, dar s-au distrat, asta este cel mai important. Și să știi că am avut câteva cereri să meargă în sala de scrimă, ceea ce pe noi ne bucură enorm. Îmi place să spun că scrima are trecut, are prezent și îmi doresc și sunt convinsă că va avea și viitor. Și într-adevăr, cu câți copiii vor intra mai mult în sală, vom avea de unde să facem selecția, care este foarte importantă. Ne bucurăm că sunt atât de mulți copii prezenți pe terenul de rugby, indiferent că sunt la alte sporturi sau că este la rugby, îmbucurător este că avem speranțe de viitor. Prima oară să ia contact cu iarba, să arunce, să tăvălească, am avut și niște scuturi care le-au lovit și apoi balonul este cel mai interesant. Încercăm să-i atragem alături de noi, să vină să ne urmărească la meciurile noastre de seniori sau să practice la grupele de copii. Toată lumea vrea să dea gol și mai puțin apărător, mai puțin mijlocaș, toată lumea la goluri, ceea ce e foarte bine. Primul vis ăsta este să dau gol. Vom vedea o parte din ei în toamnă la grupele de copii de începători? S-ar putea. Deocamdată abia am început. Dar sunt niște copii, mulți au venit, ceea ce e îmbucurător, și sunt copii talentați. I-am văzut că sunt foarte dornici și să le arăt și să facă ei, să execute ei. Asta mi-a plăcut și nu știam la care să mă duc mai întâi să-i arăt, pentru că săreau toți pe mine. Mă bucur, eu sper să vin și la sală și să-i învăț acolo. Am încercat mai mult să le arătăm procedee distractive și ușor de învățat, pentru că probabil nu sunt hotărâți ei să facă lupte încă, testează, încercăm să-i ajutăm să se distreze și în același timp poate să și simtă, să prindă gustul luptelor. Care ar fi vârsta optimă de începere a gimnasticii? Noi recomandăm de la 4, 5 și maximul 6 ani să înceapă gimnastica, pentru că este foarte mult de muncă, până construim baza, trec câțiva ani și primele competiții ar începe de la vârsta de 9 ani. Am fost întrebată de multe ori cum am rezistat antrenamentelor dure și le-am zis cu răbdare, cu multă muncă, dorință, curajul de a-mi învinge orice teamă. Și ele pricep, pentru că le explic pe limba lor și pricep acest lucru și mă bucură că în fiecare zi când vin la sală au dorința de a progresa. Și până la urmă trebuie să facă un sport de plăcere, nu trebuie să fie obligate. Și asta se vede pe chipul lor. Mulți dintre copiii care au fost prezenți în complexul sportiv din Ghencea la aniversarea a 72 de ani de la înființarea Clubului Steaua au promis că se vor reîntoarce pentru a începe practicarea unui sport în mod organizat în cadrul celui mai mare club din țară, Steaua București.